Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Adevăratele știri din sport acum. O echipă de degustători români a devenit campionă mondială la cea de-a 11-a ediție a campionatului mondial de degustare de vin enorm. Păi n-avem noi bază în ai noștri. Degustare de vin enorm? Da, degustare de vin enorm. Deci, campionatul ăsta se desfășoară în Provence. Nu s-a înțeles, să știi. Degustare de vin în orb. Orb, da, eu am înțeles de vin enorm. Și enorm, da, pentru că s-au degustat 6 vinuri. Da, deci, așa. Echipele sunt formate din 4 degustători și un antrenor. Antrenorul e campion. Și ce face antrenorul? Asta e întrebarea. Oh, tare, e o chestie foarte serioasă. Zău, adică nu e glumă, dar și antrenor... E antrenor de la dur, trebuie să ne antrenăm de dimineață până seara. Trage de tine, mai ia una că poți. Ai trage de tine cu un pic. Înțeles, Atri, să zici la linie. Domnul antrenor, m-am accidentat, nu-i nimic. Lasă, mergi, mergi, înainte. Cere cineva schimbare la chestia asta? Exact. Echipele degustă în orb, deci fără a privi niciun fel de informații, 6 vinuri albe și 6 vinuri roșii din întreaga lume. Și trebuie să identifici soiul, țara, regiunea, anul, producătorul și așa mai departe. Echipa noastră, formată din Giulia Scavu, Valentin Ceafalău, Horia Hazna și Cosmin Udrea, antrenată de domnul Radu Rizescu, a avut o primă jumătate de concurs mai puțin inspirată, relatează jurnaliștii sportivi de la Hot News. Dar în a doua jumătate, după mai multe identificări corecte ale vinurilor, echipa a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului. Deci a fost grea pornirea. După ce s-a deschis sorbul. S-a deschis orbu sau sorbu? Sorbu sau orbu, da. Asta a fost concursul, a avut loc la Chateau Saint-Roselin din Provence. Au fost echipe de degustători și profesioniști în vinuri din 33 de țări de pe 5 continente, care nu mai țin minți unde au fost, dar acum se bucură că au participat. Noi glumim, dar degustarea este o chestie foarte serioasă și nu se bea, adică se scuie. Sunt convins. Unii se antrenează zeci de ani și nu ajung la nivelul ăsta. Da, eu am fost la multe evenimente de astea de genul hai să degustăm pentru influenceri. Și am gustat acolo 2-3 vinuri și m-am simțit foarte bine, după care am fost invitat să fac parte dintr-un juriu de degustători amatori. Și când am ajuns, mi s-a spus, ok, asta e fișa, astea sunt criteriile de notare și astăzi degustăm 56 de vinuri. Bravo, tati! 56. Zice, vedeți că vă îmbătați numai de la miros. Deci nu înghițiți nimic, nimic. Că dacă înghițiți ceva după 20 de minute, nu mai înțelegem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.